De marți 7 iunie, compartimentul monitorizare asistenți personali din cadrul Direcției de Asistență Socială DEVA s-a mutat într-un sediu nou. Sediul este situat în incinta pieței agroalimentare din DEVA la etajul 1. Clădirea în care își desfășoară activitatea compartimentul monitorizare asistenți personali este prevăzută cu ascensor care deservește atât parcarea subterană cât și parterul și etajul 1 al imobilului. Astfel, compartimentul își desfășoară activitățile curente într-un sediu în care accesul este mai facil, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Principalele atribuții ale compartimentului monitorizare asistenți personali sunt efectuarea anchetelor sociale în vederea încadrării în grad de handicap, eliberarea cardului legitimație pentru parcare gratuită, destinat persoanelor cu dizabilități sau reprezentanților legali ai acestora, eliberarea tichetelor gratuite de călătorie pentru transportul public local, destinate persoanelor cu dizabilități încadrate în grad grav și însoțitorilor sau asistenților personali ai acestora, precum și persoanelor cu dizabilități încadrate în grad accentuat. Programul cu publicul al acestui compartiment din cadrul Direcției de Asistență Socială DEVA este de luni până joi, între orele 8 și 16 și 30 de minute, iar vineri în intervalul orar 8-14.